Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Romica Țociu și Cornel Palade! Bună seara, bună seara, lăsați! Seara! Cum ar fi, mă, vara fără ei? Dar nu e vara, mă, ei, dacă n-apar la pe litoral, nu e vară. Am venit în seara asta să prezentăm un program frumos, elegant, folclor, nu folclor. Ce, ai umor? E un fel de floarea din grădină, nu ca să spunem așa. Categorii. De-aia, dragi prieteni, astăzi seară, invit în fața noastră, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară. Haideți să-i primim cu se cuvine, aplauzele mele și ale dumneavoastră. Vă rog frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, onorat juriu, orchestra Plaiurile Gorjului din Piatra Neamț, să intre orchestra! Hai, băieții! Hai! Bună seara! N-am avut locuri, tragem cu urechi. La ei, la cât sunt de bătrâni, e sold out. Sold out? Să începem, că este, nu-i așa? Stai un pic. Da, vă rog. Veniți pe rând? Nu, e și băieții aici, numai că e împrăștiat un pic, dar trebuie să vină. Păi nu intrați tot ceodată? Ba da, să intre, dacă eu m-au zis... Păi du-te, măi, dracu, afară, chemă-i pe toți să intre. Păi să vină, domnule, eu am stat, apoi stau ca fraierul pentru Întuneric acolo, cu operatorul, până vine ăia, e toți. Eu am venit, am auzit orchestra, mi-a zis ăla să intru, nu? Da, până vine toată orchestra, da. O să încercăm... Să rugăm pe maestru să ne cânte ceva la vioară. Vreau să vă spun, vine dintr-o familie de rapsuzi cunoscuți. Mama lui cânta la drâmbă, tata cânta la frunze de pește. Mama cânta la drâmbă, bă? Păi mama cânta la drâmbă? De unde dracu știi tu că cânta mama la drâmbă? La bufniră. La bufniră, da. Dar la ce cânta? Cânta din gură. Uite, din drâmbă. Am vrut să se umflu un pic. Mă umfli, mă umfli așa, că nu știam cine intră. Rapsos, po. Rapsos, da, dacă sunt rapsos. Mă rog, până vine orchestra, o să încercăm cu maestru la vioară, un program special. Maestre, un do major, vă rog. Mă duc să-l iau de la mașină, că l-am uitat. Băi, alo, 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 alo. Am două aici, că dacă îmi spuneați, intram cu două de la început. Do major la vioară. La vioară vă dau. Sta, op. Mi-a fugit ăsta. Cer scuze. Ce mă, drujbă, ce dracu e? Ești nebun la cap. Unde-s coardele? Poftim? Coardele, unde-s? Pă, nu v-am zis aseară că dacă nu le plătim, pleacă? Coardele de la vioară. Da, coardele de la vioară. Le am la Mișu cu acordionul, că la mine pleznesc, înțelegi? Se joacă aia prin mașină și mi le pocnesc. Dacă știam că intru primul, le puneam. Cer scuze. Ce e aici? Ce avem? Botez, nuntă? Ce e? Bă, tu ești tâmpit, ai umor. N-am mâncat, să moară, domnul, dacă am, n-am, de unde să avem? Că dacă știam, luam de acasă. Tu ce ai? Tu ce ai? Datorii, nașule. E nenorocire. Lasă-mă pași că sunt supărat. Mai bine, dă încolo de folclor, intrăm pe manele. Înțelegi? Manea, direct pe ele. Bă, știi că te ajută și fața. Mă ajută, da. Mor eu dacă nu. S-ai pus... Ce dracu ai în cap? Ți-a vădat pisica? Ce ai pus? Nu, nașule, am fost cu nepotul meu în Turcia. Să-i fac mărire la... Și după ce l-a defrișat, i-a rămas păr. Și am zis, dacă e la ofertă, să-mi pun și eu. Înțelegi? Și de-aia... Da, să continuăm. Deci o melodie a capela, am spus... Da. Adică fără acompaniament orchestral. Ah, fără acompaniament. Am înțeles. Eu vă ajut cu ceva sau deci, stau... Nu, matale, ai să fii grupul vocal din... Păi singur fac ca grupul, cum trebuie fac? Cum? Păi, mă zic, cât să unul sau doi, ești nebun. Ah, sau de doi, da. Pe mișcare, da? Pe mișcare, da. Pac, pac și intru. Gata, am înțeles. Nu e stabil, nu s-a stabilizat încă, dar... N-a făcut legătura cu prostul. N-a făcut, da. Deci, să începem melodia, o melodie pe care o dedicăm în partea, din partea Partidului de Guvernământ pentru electoratul din România, da? Da, da. Ce vreau să te întreb? De Paște ai luat lumină? Da. De unde? Direct de la stâlpă. De la stâlpă? Da. Păi, de ce?
până vând casa, ca după aia să-mi plătesc curentul despre asta. S-a venit curentul scump? Da, nenorocire și la mine da. La fel. Tocmai de-aia, doamnelor și domnilor, avem pentru băieții deștepți din energie o melodie care sună cam așa. De la maestre, proștii care plătesc. Haide, te rog frumos, de la plătitori. 3 și... Hai! Mă deranjează asta. Și... Iar am o zi grea, iar am o zi dură. N-am avut să dau bani la factură. Au spus curentul și îmi vine să le dau prin ou. Wow, 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 wow. Litoral, tată. Da, asta e. Iauzi, bă! Am prins 2 ani de pandemie. M-am operat și de hernie. Și când ziceam că e mai bine, peste bine. 7 din 7 muncesc, vai de mine. Noaptea nevasta trage de bine. Soacră mea strigă de dimineață: scoală, Romica, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul dublu la factură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamul la o. Wow, 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 wow. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. Ei cântă foarte bine, au exercițiu de respirație foarte bun, se agită foarte mult și totuși au respirație și au exercițiu ăla, nu dau pe lângă, vezi că nu falsează. N-am avut să dau bani la factură. Vezi că era bine, foarte metric, foarte studiat, foarte calculat. Da, nu știam treaba asta. Dans, dansul foamei. Ritmurnele. Delia vede următorul hit. Da, o și caracterizează asta cu gazul, cu factura, la energie. E problemele ei de zi de zi. Bravo, râdeți voi, dar nu e râsul vostru. Dacă vine factura, ia-uzi. Scumpiră ăștia și dolarul. O să-mi vând casa și măgarul. Ficatul splina și o mână. Să pot plăti și peste o lună. Wow, wow, wow. Mersi frumos, muzica. Mersi. Perfect, a fost extraordinar. Mulțumim pentru aplauze. Treaba voastră, dar când ajungeți acasă, o să aveți altă față. Doamnelor și domnilor, iubiții noștri prieteni, asta vreau să spun, Așule, că ai văzut că la manele acum se schimbă șmecheria. Nu știu dacă ai văzut. Nu, dar ție îți vine bine maneau, ai o stare specială. Am Așule, când e... Și ai și nervi în tine. Să știa! Ta-ta-ra-ta-ta-ta! Și asta și dedicații. Să știa că asta dedicațiile aduc bani la manele. Asta să știe pentru tatăl meu, pentru frate, pentru sufletul meu, pentru tata lui, pentru inima lui, pentru fane, care zice pentru tata lui melodia: n-am avut în viață rost, că am avut un tată prost. Înțelegi? E prima dată când Chel urde și el pe manele. Bine, de aceea, astă seară, avem o melodie și pentru... Bord. Domnul președinte, pentru președintele nostru, să-i dăm Dumnezeu sănătate pentru neamțul nostru. Cu respect. O melodie care să știa. Nu am zis vorba aia. Hai. Puțin Delilah, te rog frumos, Delilah, te știa. Asta e. Asta e. Asta e. Vocea ta. Melodie, vocea ta. Ce orla ăsta, băi. Vocea ta, vocea ta, iar mă ia inima. În tine să mă omor când ne văd ea la televizor. Iauzi! Miroasea sărmăluțe. A, da! Miroasa buchet aruncat pe spate. Că te-am votat și te-am crezut.
Tu ne-ai făcut ca la barbut o hasmoroc. Atenție! Că am vrut să avem și noi un neamț. Tu ne-ai lăsat fără un spanț. Așa ca noi. Ne-ai dat prin gură arpacaș și în Schengen tot nu ne băgași de sandilo. Am o senzație că mă gândesc unde mâncăm de seară, pe ce terasă, unde mergem. Găsim noi o... A? Haide și rac-ta! Vocea ta, vocea ta, ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta, iar mă ia inima, ta-ta-ta-ta-ta, îmi vine să mă o-o-o-o, când te văd ea la televizor. Haide! Ăla e timbru fiscal. Să scurți eticheta, să fără mamă. Doamne, astea sunt momentele pe care le ador din emisiunea asta. Deci scocul ăla de pe dumneavoastră. Da, m-a smuls, era. Sociu de pe frunte, excelent. Da. Pentru Mimi, pentru soara noastră din Spania, e la Pârnaie. Care avea bube pe cur și acum are pe față. Doamne, ajută! Să fim și noi europenii. Ai zis că fără de ciordeni o haz noroc. Ne-ai dat prin gura arpacaș și în Schengen tu nu ne băgași. O haz noroc. Ia-uzi, atențiune! N-am mai furat de 7 ani, doar 4 rațe și jurcani. Atențiune! Am stat în cur, am stat și în cap. În Schengen tot nu am intrat de bafta lor. Vocea ta, toată sala s-auzi, iar mă ia inima. Pe bine să mă omor. Deci ar sta toate drepte ca părul. Îi facem ciudă, bă, că nu mai are păr, uite. Uite, și-a ridicat părul. Na, mă, na. Îmi vine să mă omor când te văd la televizor. Mulțumim frumos, muzica! Este stop! Este... Aplauze! Super! Bine! Doamne ferește! Gogule, pleci la mare anul ăsta? Eu nu mă mai duc. De ce nu te duci, nașule? Ce? Au stricat aia plaja la Mamaia. La Mamaia? Da. De ce? Au făcut-o de 2 km. Adică? Până ajungi în mare... Da, da. Cât de simplu, slobe. E gravă, și aia și... Și-a apărut și niște specimene acum. Unde? La Mamaia? Da. Ferească, niște... ce? Cred că cu război ăsta, cu Ucraina, cu Rușii. Ce? Niște entități. Ce entități, nașule, că nu știu de? 1,90 m. Atât au! Da. 1,90 m. 1,90 m. Și mai cum? Crace până în gât. Mamă! Și... boxe, da, da. Periculoase. Au boală pe bărbați. Pe bărbați? Deci cum îl prinde, îl distruge. Adică ce-i face? Îi suge cardul cu tău cu pin. Și te mai duci? Am fost anul trecut de două ori, la anul... Nu mă mai duc decât de vreo 5 ori și mă las după aia. Te duci să te duci, matale. Da. Bravo. E fericit. Dar ce te uiți la mine? Ce am? Mă uit că ești obosit. Da. Că nu te odihnești, Gogo. Cine e obosit? Da. Bă, nașule. Ce? Îți dau cuvântul meu de onoare că de vreo 2 zile am un coșmar de nu se mai termină. Pe cuvântul meu de onoare am un coșmar. Se poate că umblă coșmarurile. Pe cuvânt, îți spun sincer. Adorm. Și unde crezi că mă trezesc noaptea în vis? Noaptea în vis. Unde? Noaptea în vis. Unde? În Gara de Nord. Toată lumea se visează în Dubai, la Monaco, la Tacă, peste tot. Eu mă visez în Gara de Nord. Toată noaptea am împins la vagoane, nașul. Să împingi o noapte întreagă la vagoane, îți dai tu seama. Pe ce parte? De? Pe burtă. Bun. Pe burta cui? Pe-a mea, pe-a cui burtă? Domn Prost. Adică? Domn Prost. Adică? Culcă de-o pe o parte, domn pe dreapta. De, pe dreapta ce? Păi uite, numai pe dreapta, domn. Ma ta? Pe dreapta, stai pe ficat, digestia, chestia. Și ce, visezi frumos sau ce? 8K. Uite, aseară am ajuns acasă, am pus cap pe pernă. Aha. După 2 secunde am adormit. Aha. Cine crezi că intră la mine în cameră? La mata? Da. Cine? Ei, zi. Cine? Madonna. Ba!
Madonna, cântăreața aia bună! Madonna, aia bună, da! De ce dracu căuta la Mata în fiște? De ce noroc ai? Mai e Madonna, dacă îți intră cel mai tare coșmar la aia acum. Ce ai făcut? Ce am făcut? Știi că s-al dracu. Și... cum ai intrat în casă, am luat-o și dă-i. Pe spate, pe casă, pe masă, pe foto. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Mă leu, jumătate ora! Mama! Pe chinezul dracu, mic, da? Așa, știi? Zic să mă odihnesc și n-am putut. No. Ia, cioc, zic, intră! Intră! E, cine crezi că intră? Salvarea! Nicole Kidman, bătă-n pitule, mă. Mamă! Zici că e Expendables, dar pe gagici este numai tălere. Nicole Kidman aia... pe unde era cu încăput? Că mata e garsonieră, e mică, unde e? Aia m-a obosit. Ce? În alta dracu. Adică? Încă 45 de minute. Performanță. De bun ce ești. Da. După 45 de minute zic să mă odihnesc puțin. Știi, normal, nu? 45 de minute. Și iar au cioc la ușă. Iar cioc! Zic, intră! Au! Cine crezi că e? Cine, nașule? Shakira. Shakira! Te arunci, e tânără. Gata, știu, și cum a intrat, ai luat-o și dăi, papac, pac, și dăi. Ce și dăi, bătân, pitul, ești nebun la cap. Dar ce? Păi ce vă-s robot? Păi și ce ai făcut? Și am dat-o afară din casă. Ce ai făcut? Am dat-o afară. Păi cum să o dai afară din casă, mă, nașule? Eu nu sunt prietenul matale? Da. Păi nu puteai să-mi dai și mie un telefon? Păi te-am sunat. Și? Tu erai în gară, l-am prins vagoane. Tu te-ai dracu' de... Odată n-a dat, nici în viu, nici în vis. Cornel Pala, de aplauze. N-a dat refuz de ciur. Vrem să închidem pozitiv. Pentru că știți foarte bine că în ultima perioadă în România toată lumea are moralul foarte scăzut. Maestre, da. E bun pentru moral, bun. Dă-i drum, hai. Hai, yeah. Vă dat ce melodie am ales. Haideți să facem ceva, să schimbăm direcția. Că românii astăzi sunt cu moralul la pământ. Dacă sunteți supărați și mentiți și disperați, dacă viața este grea, noi vă învățăm ceva. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun. Domnul Șerban, în 50 ani ne vedem pe litoral. Dacă tocmai ce aflat, ce? Că bărbatul te-a înșelat, cheamă-l pe instalator și bagă-l în dormitor. Dacă banca s-a dublat, ratele de te-a turbat, fă și tu trei luni restanță, puși cu banii în vacanță, nu e? E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun. E bun, bun, e bun, bun, bine! Octavian Ursulescu și... o seară incendiară, dragii și noștri, aici. Apa nu va s-a tâmpit, ce? Apa iarăși ne-a scumpit. Sabotează-i pe nebun, spală-te doar joi și luni. Dacă în stradă un oricare îți ia locul de parcare, aruncă un chil de cuie, să vezi cum și-o ia la deci. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun. Bravo! Super! Hai, umor! Vă iubim! E grav, cu voi e grav. Da, excelent. Mulțumim! Dacă nu era grav, nu trăiam atât. Maestri, bă. Vă pupăm și vă mulțumim. Vă mulțumim noi, așa trebuie să înceapă vara. Asta e moment de început de vară, mi s-a făcut poftă de șpriț. Era așa, era o chestie în Mamaia, acum vreo 30 de ani, 20 de ani, când toți hotelierii, cei care aveau restaurante, spunea așa: dacă a venit Zuciu și Palade pe litoral, începe sezonul. Ala e! Ala e! Asta am spus și noi! Mulțumim frumos! La revedere, mersi! Excelent! Bravo!
man, OG. OG. Original gangster. OG. Original gangster. Yeah. Adică oamenii ăștia doi, din punctul meu de vedere, sunt original gangster. Cât s-ar chinui oamenii în comedie, fresh, nefresh, actual, neactual, oamenii ăștia doi, eu n-am simțit când a trecut momentul. A fost ca o erupție de energie și de tot. Câți ani au oare? 60. Împreună, adică sunt 30 de ani împreună. Câți ani au ca vârste? 35, deci au 50, 60, hai, ia 60. Ma. De-a lungul timpului,